Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. O dimineață de miercuri, cred. E miercuri astăzi, nu, Rosi? Bună dimineața! Miercuri. Zice Rosi că e miercuri. Deci nu am încurcat zilele. Deși, pentru că suntem așa în plină vară, nu mai știm când e luni, când e miercuri, când e joi, când e vineri. Parcă toată lumea și-a luat concediu și nu mai știm, băi, e weekend sau e mijlocul săptămânii, că nu mai, că e toată lumea în vacanță. Ceea ce e un lucru foarte bun, dragii mei, pentru că așa e normal să ne și odihnim și să ne distrăm și să ne limpezim mintea și sufletul, că așa e viața asta plină de probleme, le dăm prea mult importanță, cred, uneori, și ne încărcăm așa cu sufletul, ne încărcăm sufletul de problemele tuturor. Am rămas datori ieri dimineață cu vizita mea și a lui Rosi în Poiana Răchițelii, că așa a fost, a fost prea fain la Hunedoara și am ocupat spațiul de emisie de ieri dimineață cu cele 3 zile de la Hunedoara, dar nu rămânem datori, nu avem cum. Sunt județul ăsta, Hunedoara, așa cum spun de fiecare dată când am ocazia, e un județ bogat, l-ați auzit și pe domnul Mircea Lac povestindu-ne că e cel mai bogat județ din punct de vedere etnografic și mereu parcă nu reușim, nu știu de ce nu reușim noi hunedorenii, aici am pus-o asta cu noi hunedorenii, mă simt așa din plin cu sufletul hunedoreancă, deși am fost adoptată. Noi hunedorenii nu reușim să punem mână de la mână, umăr de la umăr și să facem ceva pentru noi până la urmă, că făcând ceva pentru oamenii de lângă noi, facem lucrurile pentru noi, așa cum o spun de fiecare dată. Acolo la Poiana Răchițelii, acum 5 ani de zile, o mână de oameni au început un proiect foarte frumos. De fiecare dată povestim, ne aducem aminte, căutăm imagini, trece de la an la an și parcă uităm că oamenii atunci când se hotărăsc să facă ceva, doar atunci, în preajma unui eveniment, punem mâna și facem lucrurile altfel. A cincea ediție de la Festivalul Plăcintelor din Poiana Răchițelii a avut loc duminică, de fapt vineri, sâmbătă și duminică, dragii mei, pentru că ei au început de vineri acolo în Ținutul Pădurenilor să se distreze. Fiecare zi a fost alocată unor festivități, fiecare zi a fost alocată unor turiști care au ajuns acolo în Ținutul Pădurenilor și fiecare a putut să dintre cei care ne-au vizitat la sfârșitul săptămânii trecute, a putut să vadă ceva din ce au acești oameni acolo, bogăția județului Hunedoara. E destul de complicat să putem spune în cuvinte, sau cel puțin eu nu găsesc de fiecare dată cuvintele potrivite să pot să spun despre cei de prin partea locului ce ar trebui să spun, nu doar eu. Toți ar trebui să spunem sau toți ar trebui să facem. În această dimineață să avem alături de noi și un invitat care a fost acolo în Poiana Răchițelii, așa cum am dezvăluit ieri în promo, a fost acolo, ne spune de ce a fost acolo și ce e frumos acolo și ce nu e frumos acolo și e un om care străbate județul Hunedoara și nu numai și o să ne povestească probabil despre fiecare
despre fiecare colț al județului, pentru că invitatul meu din această dimineață bate județul Hunedoara și întâlnește foarte mulți oameni, nu doar din județ. Dar până acolo am ajuns, așa cum am spus, la 5-a ediție. Bogdan Toma, împreună cu o mână de prieteni, acum 5 ani de zile au început acest festival, din ce știm noi, alături de primarul comunei Cerbăl, Mircea Claudiu Costa. Ei așa au început acum 5 ani. A fost o reușită, din câte mi-aduc eu aminte, de la prima ediție. Mi-aduc aminte că povestea era că s-au terminat plăcintele. Rosi, tu parcă ai fost la prima ediție. Atât de mulți oameni au fost încât s-au terminat plăcinte. Au fost multe plăcinte, dar s-au terminat. Cred că a fost începutul alături de Bogdan și de tanti Aurelia Muntean, eu așa mi-aduc aminte, dacă greșesc aștept să mă corectați, dar la 5-a ediție am reușit și eu să ajung la Festivalul Plăcintelor. A fost și pandemia aia care ne-a ținut acasă. Pe micul ecran vedem imagini din ziua de duminică, dragii mei, cum s-a desfășurat povestea duminică în jurul unui ceaun, în jurul unui, dar nu numai ceaunul, ați văzut și tot felul de tot felul de bunătățuri, plăcinte, am văzut acolo niște borcane, niște sticle. Nu mergem până la acea imagine cu rămânem în atmosferă, să vedem, l-am amintit pe Bogdan, îl salutăm pe el, străbunica lui a fost, am înțeles eu, învățătoare în sat sau în comuna Cerbăl, nu știu sigur, dar cu siguranță Bogdan se întoarce în Poienița Răchițelii de fiecare dată cu drag și reușește să-i adune pe oamenii din Ținutul Pădurenilor alături de ei. Câteva imagini din momentul lui Bogdan de duminică, după care revenim în studio și povestim mai multe. Unde s-a compădureană, la 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 la, nu-mi crește iar bunană, la 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 la. Unde s-a compădurenii, la 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 la, nu crezi vara buruieni, la 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 la. Unde s-a compădurenii, la 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 la, nu crezi vara buruieni, la 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 la. Hai la 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 la. Gesta zona mai jucat, la 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 la. Hai la bru la bru la bru la 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 la, și la se șeră de greu la 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 la. Hai la bru la bru la bru la 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 la, și la se șeră de greu la 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 la. Și la bru și la curea la 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 la, și la mâna ta cobrea la 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 la. Să ne întâlnim la coreană, la 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 la. Să ne mâncăm la coreană, la 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 la. Păi o gheni și-a nu bătut! Păi nu bătă, nu măsut! Păi și mă lăsa la ture! Păi că mâncat un nepure! Păi și mă lăsa la curoane! Păi că mâncat un nepure! Păi mă lăsa mai mare! Hai,
Așa s-au desfășurat, să spunem, o parte, așa s-a desfășurat o parte din ziua de duminică. Îl vedem pe Bogdan, dar îl vedem și pe domnul primar prins în brâu, alături de oamenii de prin partea locului și nu numai, dragii mei, pentru că am văzut pădureni acolo și din alte zone ale ținutului pădurenilor, nu doar din comuna Cerbăl. Spunea domnul primar la un moment dat, în interviul pe care ni l-a acordat, că cei din ținutul pădurenilor pot să deschidă drumurile la propriu, nu doar drumurile alea pe care călcăm, deși cu amabilitatea Consiliului Județean, din respect pentru oamenii din partea locului, cei de la Consiliul Județean au mai făcut o cale de acces. L-am auzit pe domnul președinte Laurențiu Nistor spunând acolo la pădureni, în știrile făcute de colegele mele, că își dorește ca până la sfârșitul mandatului tot ținutul pădurenilor să fie legat de căi de acces. Dar primarul Mircea Costa, haideți să-l auzim, să-l auzim ce are de spus până la urmă, acum când are deja drumuri bune, să spunem așa, și ce le urează, ce le spune turiștilor, ce le spune antreprenorilor, ce își dorește de fapt acest primar din comuna Cerbăl. Mă bucur pentru faptul că am reușit cu sprijinul Consiliului Județean să mai deschidem încă o rută de acces către Poiana Rechițelii, către comuna Cerbăl, către ținutul pădurenilor. Și având acum infrastructura rutieră foarte bine pusă la punct, aștept pe toți antreprenorii care doresc să investească în turism, pentru că ținutul pădurenilor chiar are valoare și în ținutul pădurenilor se poate investi în turism. Eu întotdeauna am spus că ținutul pădurenilor este mult mai frumos decât Maramureșul. Dacă în Maramureș s-a reușit să... Maramureșul reușește să trăiască din turism, eu sunt convins că și ținutul pădurenilor poate să facă acest lucru. Eu sunt deschis, îi aștept pe toți care vor să investească. Din partea mea vor avea deschidere maximă și cu siguranță că vom putea face lucruri importante pentru turismul din ținutul pădurenilor. Chiar la nivel de comună urmează ca în perioada imediat următoare să depunem documentația pentru a deveni o stațiune de interes local. Comuna Cerbăl va deveni stațiune de interes local. A fost la pădureni. N-am luat de la pădureni Zacusca. Da, mi-a adus-o cineva aici, la dale dimineții. Zacuscă de vină-te. O trebuie să fie tare bună, mai ales că să-și lasă postul. Bună dimineața, Veronica! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața invitaților dumneavoastră și telespectatorilor noștri! Dragii mei, Veronica Vârșag, zic bine, a venit alături de mine în această dimineață aici la Dare Dimineții să o punem de o mâncare sănătoasă și vreau să-l rog pe Rosi să ne întoarcem, dacă se poate, la câteva imagini. Ați văzut și în știri, mulțumesc, Rosi. Veronica a fost acolo la Poiana Rechițelii, un stand superb, dragii mei. Știți, nimic nu e întâmplător în viață. Când coboram de la Poiana duminică, după masă, am zice Rosi, m-am întâlnit cu Veronica Vârșag. Păi și mie de ce nu mi-ai spus? Păi n-am apucat, că a fost așa pe repede înainte, că au fost multe lucruri faine acolo, ne-am tot mutat, ba de la parada portului, ba de la obiceiurile pe care oamenii, concursurile acelea pe care oamenii, pădurenii le-au ținut acolo în față la scenă. Mulțumesc, Rosi, deci că ne pregătește și imagini. Ia uite, dragii, uitați-vă, dragii mei, Veronica, ce adevărată demonstrație de bogăție a făcut acolo la Poiana Rechițelii. Noi ne-am mai tot întâlnit cu Veronica de-a lungul anilor.
prin prisma proiectelor pe care ei le-au făcut, mă refer la producătorii locali, am plecat din țară, m-am întors, de parcă îi întâlnesc din ce în ce mai rar. Aici suntem, imaginile pe care le vedem, dragii mei, sunt de anul trecut, din 2023, de la Hunedoara, unde am întâlnit-o din nou pe Veronica, foarte, cu un stand la fel de bogat, o poveste frumoasă de spus, alături de alți producători locali. Noi acolo anul trecut am tot povestit și parcă tot așteptam acest moment. Veronica, să vii să ne povestești. Cum te-ai întors tu din Spania? Acum câți ani? Cum ai început? Știi că e povestea aia foarte faină. M-am întors acasă. După câți ani te-ai întors acasă? 20 de ani după de Spania? După 20 de ani. Dacă mi-aduc eu bine aminte, 20 de ani de Spania. Da. Am plecat cu gândul să-mi adun o brumă de bani. Ai emoții. A plecat acum 20 de ani, așa cum toți, marea majoritate, nu toți, că mai rămas și pe aici pe acasă, dar marea majoritate a românilor a luat calea pribegiei, dragii mei, să ne căutăm bunăstarea financiară în alte țări ale Europei. Cu ceva timp mai repede, parcă a simțit Veronica că vine greul în străinătate și a venit acasă. În ce an te-ai întors, Veronica, dacă ți-aduci aminte să ne spui? M-am întors din mai multe motive. Îmi cer scuze, amintirile și emoțiile mă năpădesc oarecum. Primul motiv a fost, eram însărcinată cu fetița mea în urmă cu 15 ani și mi-am dorit ca copilul meu, al doilea meu copil, să fie cetățean român, deci dacă aș fi rămas să nasc acolo, ar fi avut automat cetățenia spaniolă, nu m-a interesat asta. Am vrut să fie botezată la aceeași biserică unde noi ne-am cununat, unde îi boteza și fratele său. Deci, mii de scuze, deci mă năpăzesc amintirile, deci așa ai reușit să mă răscolești. Și pentru asta m-am întors, asta a fost primul motiv. Am închiriat restaurantul pe care cu foarte mari dificultăți și greutăți, cu sudoarea frunții și cu cârca, palmele și tot ce știe românul ca să facă, să-și adune o brumă de bani, să-și deschidă o afacere. Am deschis o afacere acolo, a fost foarte bine până la un anumit moment. Și pentru asta m-am întors în țară, în primul rând. Ei, fiind acasă, după ce am născut fetița, am venit la Deva, mi-am născut fetița, mi-am botezat fetița, m-am reîntors în Spania, mi-am dat seama că nu aparțin acelui loc, că nu mai vreau să fiu acolo, că îmi doresc mai mult să fiu acasă, că în timpul ăsta eu mi-am văzut toate pământurile de la bunicii mei, de la străbunicii mei, de la părinții mei, de la mama mea mai exact, mama mea e pădureană, mi le-am văzut pe toate de izbeliște și am zis, Doamne, nu se poate să le lăsăm așa și să ne întoarcem la piatră. Deci nu, noi trebuie să evoluăm, să avansăm, nu să ne întoarcem la epoca de piatră. Pentru mine asta era prima dată când am pășit pe pământ spaniol, a fost primul gând care eu mi l-am avut în minte. Zic, Doamne, ce caut eu aici? Am văzut pământul ăla roșu, atâtea pietri, atâtea bolovani. Eu vin de la verdeață, de la pădure, de la terenuri fertile. Oamenii ăia se chinuie și scot din agricultură producții foarte mari, pentru că se chinuie, într-adevăr se chinuie. Ei au mai mult piatră măcinată decât pământ în zona în care eu am locuit. Și noi nu putem, care ni le-a dat Dumnezeu și avem terenurile fertile și nu avem nevoie de nimic decât de muncă, să punem osul la treabă. Acesta a fost primul gând, să dau viață pământurilor din nou și să încep să fac ceva.
ajungem să ne povestească cum e să faci ceva în România. Ne salutăm telespectatorii. Enea Vasile ne spune: bună dimineața, zi frumoasă, felicitări invitatei dumneavoastră. Mulțumesc, Vasile dragă. E Enea Vasile, instructorul de la Hațegana. Adriana salutăm Furcă ne spune: bună dimineața, zi binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea tuturor, felicitări, stimă și respect pentru tot ce ne oferiți. Vă mulțumesc anticipat, pupii Juși, Doamne ajută, Doamne ajută. Adrian Mureșan și Mihaela, cu siguranță e și ea pe recepție, soția lui, sunt dansatori la Hunedoara, ne iubesc și sunt alături de noi. Felicitări pentru frumoasele misiuni pe care realizați în fiecare zi. Daniela Enea: bună dimineața, au zi frumoasă, niște roșii jos pălăria. Tanti Maria Hinț ne spune: bună dimineața, felicitări invitate dumneavoastră. Să rămână, Tanti Maria, mulțumim. Ioan Grosu ne spune: bună dimineața și spor în toate. Și bineînțeles, pe recepție, prietena noastră dragă, Mariana Lemneață. O salutăm și îi mulțumim că ne spune bună dimineața. Mergem în povestea Veronicăi, dragii mei, pentru că e o poveste foarte frumoasă. Eu am întâlnit-o prima dată pe Veronica acum vreo 5 ani, cred că cam așa, prin prisma unui proiect la care Corina Budnariu a ținut foarte mult, șefa noastră, Bunătăți din Hunedoara. A fost un amplu proiect la care am muncit cu toții. Porma a venit așa, virusul ăsta inutil, cum spunea fetița lui Cristi Petrian, și ne-a dat viața peste cap și cumva ne-a rupt de realitate. Greu ne mai adunăm la oaltă. Eu am lipsit un an de zile. Pe când m-am întors, mă gândeam că românul nostru reușește cumva să pună umăr lângă umăr și să îi găsesc mai adunați. Dar v-am găsit cumva mai risipiți, pentru că pe la târguri, în afară de Castel, unde v-am văzut anul trecut mai mulți dintre producătorii locali, am descoperit că mulți dintre ei au renunțat la afacere. Cumva pandemia a reușit să rosi, nu punem un PP, dacă se poate. Cumva pandemia v-a îndepărtat în loc să vă adune la oaltă. Sau greșesc eu, Tatiana? Veronica. Și mă gândeam la Tatiana pentru că ea e grupul, ea este Tatiana Rovinar noastră. E președinta voastră și aveți cumva o asociație, în care voi funcționați? Da, avem Asociația Producătorilor de Produse Tradiționale și Ecologice Hunedoara. Da. Suntem producătorii care avem produsele 100% naturale. Așa. Din păcate am rămas foarte puțin. Și o să vă spun și de ce. Pandemia, exact cum a spus, a dat viața peste cap a multora dintre noi. Unii am rezistat, unii am supraviețuit, alții s-au dezbinat, alții au renunțat, alții au plecat afară din țară, iar alții au crescut. Au fost și firme, producători tradiționali autorizați, pentru că în asociația noastră sunt numai persoane autorizate. Așa. Care au crescut, au evoluat. Au fost și oameni care le-a făcut bine pandemia. Aici mă refer la sectorul alimentar, unde cumva au, în principiul pandemiei, au crescut vânzările. Lumii, clienților, le era frică să mai iese afară din casă și atunci cei care au avut posibilități și mașini autorizate pentru transport, au făcut foarte mult delivery, foarte mult transport la domiciliu, comenzi la domiciliu. Eu, fiind mai micuță, prefer să rămân așa, mai micuță, dar naturală, 100% natural. Am făcut ce am putut. M-am dirijat persoanelor vârstnice, persoanelor bolnave, persoanelor
cu probleme care nu se puteau deplasa. Iar în rest, clienții m-au găsit în piața agroalimentară din Deva. Am ținut cu dinții să-mi țin afacerea, prea mult spus, nu este o afacere, din asta trăim, deci să ne ținem... E o afacere până la urmă. O afacere este atunci când te îmbogățești din asta, nu când trăiești din asta. Este munca noastră, deci am ținut cu dinții de ea ca să putem să supraviețuim și să mergem mai departe. Țin cu dinții de produsele mele, de rețetele mele, deci îmi doresc, mai bine fac mai puțin, dar calitativ, nu cantitativ. Veronica, câți sunteți în această afacere de familie? Familia, atât. Da, câți? Deci ne rezumăm patru persoane. Patru. Patru persoane, vă ocupați de tot ce înseamnă zacuscă, dulcețuri? Nu, de la firul ierbii până la procesare este mult. De procesare mă ocup numai eu. Dar până la ajunge ca să ai ce să bagi în oală ca să poți să faci produsul respectiv, supune foarte, foarte multă muncă. Noi ne lucrăm terenurile, noi avem plantație de aronia, de coacăs negru, de coacăs roșu. Am înființat anul ăsta încă două plantații de pom fructifer, ceea ce pe mine mă interesează mai mult, nu porumbul, că porumbul e ieftin, poți să-l cumperi ca să ții câteva găini. Deci mă interesează fructele pe care eu le procesez, mă străduiesc să mi le fac eu, să cunosc exact sursa, să știu exact ceea ce pun în oala omului, ceea ce fac și acum, ceea ce aduc în fața oamenilor. Ori să fie din ținutul pădurenilor, să fie din pădure, din mediul înconjurător, din mediul sălbatic, ori să fie din ceea ce nu se poate face altfel, zacusca, de exemplu, decât dacă cultiv terenurile și multe alte tocături, murături și ce mai facem noi, zarzavaturi pentru ciorbe, sucurile de roșii, alea nu le găsim în pădure, nici pe dealuri, doar dacă lucrăm pământul. Lucratul pământului e, să spunem așa, o muncă foarte grea, că nu e la îndemâna oricui. Mai ales când pământul și ești la mâna pământului și a vremii, să spunem așa, că vremea uneori ne pune, zice că împotriva vremii nu te poți pune, că ploaia prea multă, seceta uneori. Toate aceste probleme, nu știu, sunt probleme pentru voi? Astea sunt probleme până la urmă sau altele sunt problemele? Probleme, dacă stăm să le căutăm, sunt nenumărate. Mai este o vorbă la noi la pădureni că dacă cauți din câte foi e făcută plăcinta, păi nu mai mânci plăcinte în veac. Foarte faină asta, spus. Asta este o realitate cruntă, așa este, însă eu cred că Dumnezeu ne pedepsește pentru acțiunile noastre. Am ajuns la această frumoasă vârstă, am 51 de ani împliniți. Doamne ajută, mulți înainte. Mulțumesc asemenea. Și am trecut prin tot felul de timpuri și de vremuri. Nu am întâlnit niciodată asemenea anotimp ca și anul acesta. Deci anul acesta, dacă noi nu aveam fântânile proprii săpate, nu aveam cu ce uda toate plantațiile. Iar sus, la Boia Bârzii, unde mi-am înființat terenurile respective, plantațiile respective, acolo ne bucurăm de câteva izvoare care tot noi ne-am chinuit ca să le acumulăm, ca să avem cu ce să ne udăm pomii, că altfel se usca tot. Pomii în primii 3 ani de viață trebuie ajutați foarte mult. Dacă nu sunt ajutați cu apă, ei se usucă. Sus la munte bate vântul, lumea știe. Indiferent că e vară, că e iarnă, că omul de munte cunoaște metodele cu care să-și ajute solul și terenul. Pe de altă parte, dacă nu ai utilaje agricole, ceea ce eu nu am, eu lucrez cu motocultorul și cu sapa, deci cu ce ne-am învățat. Motocultorul pentru mine este un avans foarte mare și, bineînțeles,
pentru arăturile care le facem la sol, pentru asta plătim tractoriștii, tractoarele, utilajele cu care să ne facem lucrările agricole. Deci dacă tu nu ai utilajele agricole, este foarte, foarte greu ca să mergi cu culturi de cereale înainte. Eu mi-aduc aminte din interviurile și emisiunile pe care le-am mai făcut, că cu Bunătăți de Hunedoara noi ne-am mai, nu singură, nu ne-am întâlnit doar noi două, dar noi am mai avut întâlniri. Eu mi-aduc aminte că, că tu locuiești la Vețel, da? Dar te văd îmbrăcată păduriancă, văd aici că mă bucur scrie... că îmi pui această întrebare. Da. Zice, Bunătăți Hunedorene din Ținutul Pădurene, no, asta iară e treabă interesantă. Te-am văzut acolo la... în filmările lui Rosi, că noi față-înfață nu ne-am întâlnit la Poiana Răchițelii, dar am văzut pe cadrele filmate de Rosi că ești păduriancă, așa, cu toată cu forța. Nu doar cu sufletul, dragii mei, că am văzut că și pe imaginea de pe banner, acolo ești în costum, pe urmă am căutat pe Facebook și am văzut că tu porți costumul pădurănesc și vreau să-mi spui, să vede că e foarte vechi, de unde l-ai? De la străbunica mea, dragii mei, pentru toți cei care îmi puneți un milion de întrebări pe toate târgurile, pe toate festivalurile unde eu particip, vreau să lămurim o chestie. Da, sunt născută Muncelul Mic, provin din familia Mateș, sunt nepoata preotului Mateș Miron, ca să vă dați seama care este legătura mea cu pădurenimea. Toată copilăria mea și tot ceea ce mă reprezintă pe mine din Ținutul Pădurenilor, l-am petrecut în Muncelul Mic și în Boia Bârzii. În vremea copilăriei mele, cum bine se știe, Vețelul era colectivizat, iar noi lucram terenurile de sus. Pe mine mama a avut, Dumnezeu să o odihnească în pace, care mi-a și lăsat casa de la Boia Bârzii. Acolo am învățat să țin o sapă în mână, să mulg o vacă, să secer, să cosesc. Acolo am învățat lucrul pământului, rânduiala pământului, a cărat apă cu cobila de mancocoșat, că nu era apă, nu este nici în ziua de astăzi, nu este apă la Boia. Trebuie să cobor 200 de metri cu cobila în spate ca să-ți aduci o lingură de apă. Deci am avut o copilărie. Ce e cobilă? Cobilă? Cobilă este o bară de lemn cu două scrijelituri pe părți, unde se pun torțile de la găleț. Și cu aia se cară apa în spate dacă vrei să mănânci, să te speli, să bei, să duci la animale. Deci, ca să se știe, sunt fata lui Pompilia Zasloții de la Vețel. Numele meu este Pompilia Veronica Vârșag. Și uite așa, de acolo e rădăcina mea din pădurenime. Bunica mea, Dumnezeu să o odihnească în pace, mama mamei mele, domnica Mateș s-a numit și provine din Muncelul Mic. Da, acum treaba-i treabă, că m-au băgat în ceață de tot. Veronica, draga mea, lămurește omul, n-am nicio legătură, acum mă dezmeticesc în județul ăsta Hunedoara. E comuna Cerbăl, comuna Lelese și Bunila, da? Poenița Vănii. Tu de pe care e imens acest ținut a pădurenilor? Comuna Vețel, dar în trecut, deci să lămurim încă o situație. În trecut, în vremurile apuse, Boia Bârzii și Muncelul Mic și Muncelul Mare erau aparținătoare comunei Cerbăl. Așa, mamă, mai trezi la realitate. După socialism și așa mai departe, noua rânduire, au trecut la comuna Vețel. Am înțeles. La ora actuală, comuna Vețel are 3 sate de lătureni, cum zicem noi pădureni, adică oamenii deșes de mai de câmpie, care sunt Vețel, Leșnic, sate mai mari mă refer, Vețel, Leșnic și Mintia. Aparținătoare localității comunei Vețel mai sunt satele Bretelin, satele Herepeia și Căoi.
aceștia sunt mai către pădure, deci din Vețel mai către pădure. Vețelul în sine, localitatea Vețel, este poarta de intrare în Ținutul Pădurenilor. Apoi începe Muncelul Mic, Muncelul Mare, Runcul Mic, Boia Bârzii, toate aceste patru sate sunt sate de pădureni și aparținătoare ale comunei Vețel. Deci, dragii mei, facem un pic de geografie. Cu siguranță nu suntem în România. Eu nu cunosc din afară de satele care trece șoseaua prin ele de la Vețel, Leșnic, Săcărâm și Pormă Ilia sau ei către Timișoara. Acum nici mai merg către Timișoara pe șoseaua națională, colom pe autostradă. Atât cunoaștem. Restul eu parcă aș spune că nu suntem în România. Dar suntem acasă. Asta e interesant. Ce să cerem fraților turiștilor să știe unei... Boia Bârzii. Boia Bârzii, frate. Boia Bârzii când noi este... că suntem aici la Triză și o țară până în 40 de kilometri și nu știm de unde vin legumele pentru un borcan de zacuscă, nu știu, mi se pare de-a dreptul deplasat, aș spune, și mea culpa, ca mine sunt convinsă că mai sunt. Poate că nu reușim cumva să ne ducem în fiecare sat, dar am putea să încercăm să aducem fiecare sat aici la noi la Dale Dimineții. Deci costumul ăla e de la străbunica. De la străbunica mea. A fost costumul ei de mireasă, îl port cu foarte mare, mare cinste. În tinerețile mele eu am cântat, am absolvit școala populară de artă, clasa Drăga Muntean, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Și am aplicat pentru scenă aceste paiete pe el, pe care acum dacă le-aș îndepărta, în timp, cu trecerea anilor, a devenit o modă să fie mai strălucitor și mai nu știu ce. Însă costumul, după cum se vede, este foarte, foarte vechi. Este pe pânză de casă, cusut de străbunica mea, de mama străbunicii mele, practic, pentru ea ca și mireasă. Pânza aceea nu se mai face, ne-a împărtășit nouă cineva la Poenița, în Poenița Răchițel. Eu o să păstrăm legătura cu acea femeie, am înțeles că are o colecție de costume și o să o rugăm, stai puțin, Marica. Țif Marica, da. Da. Și fiica și ei, coase, care am un respect deosebit coase, față de doamna Marica. Și e interesant că fiica ei s-a întors după 5 ani din Anglia, că s-a întors după 5 ani din Anglia și s-a stabilit la Cerbăl, e normal la noi, la românii, până la urmă asta este normalitatea, dar soțul e englez, frate, și a fost dorința lui. Și iubește foarte mult, îi cunosc personal această familie și... Iubesc foarte mult Ținutul Pădurenilor. Ea este normal, este logică, este în ADN-ul nostru să ne iubim rădăcinile. Dar chiar și pentru mine a fost o uimire și o bucurie să văd cât de fericit și de bucuros e soțul ei în România și în Ținutul Pădurenilor. Nu înțeleg, spunea primarul de la Cerbăl, Mircea Costa, domnul Mircea Costa, că își dorește să aducă Ținutul Pădurerilor la valoarea Maramureșului. Ok, noi nu suntem în stare să învățăm satele de 30 de kilometri de jur împrejurul Devei. Andreea Patriche ne scrie, neața, fata noastră faină, mămicuță, bună dimineața, dragilor, zi cu soare în suflet, tărăcoare în stidor și spor în toate, mulțumim, te așteptăm la noi să ne prezinți cel mai mic membru al familiei Patriche. Este colega noastră de la știri care a devenit mămică. Zice Rosi, mai avem 12 minute în care vreau să-mi povestești, Veronica. În primul rând începem cu Aronia. Aronia, eu am auzit de curând Facebook-ul. Da, o să povestim despre ce mi-a dat mie și mi-a trecut. Aronia, planta asta nu-i românească. Aronia nu este o plantă, este un arbust. Domnule, la fel cum este și afina, la fel cum este de cultură, la fel cum este și coacăzele.
Este un fruct importat, este deosebit ca și valori nutritive și ca și calități. Este unicul fruct, este denumit fructul minune, unicul fruct care are vitamina Q, vitamina care activează circulația cerebrală. Este foarte bun pentru memorie, are toate grupele de vitamine și minerale, foarte bogat în antioxidanți, energizant natural și care rezolvă foarte, foarte multe probleme de sănătate, însă despre asta nu sunt eu îndreptățită să vorbesc. Eu m-am documentat ca și toată lumea și de aia mi-am și dorit această plantă să o am. Am făcut pe o suprafață destul de frumușică, de 60 de ari, și am intrat pe rod încă de anul trecut. Și fac tot ce se poate face din aronia, absolut tot, dulceață, suc, sirop, absolut tot, tot, tot ce se poate face din aronia. Dulceață de afine fără zahăr, mai avem aici. Dulceață de trandafiri. Ai cultură de trandafiri sau sunt trandafiri? Da. Ai cultură de trandafiri. Nu-i chiar cultură. Sunt câteva borcane. Mie îmi place diversitatea să fie cât mai dulceață multe. De petale de bujori. Da. Deosebit de fină și de rafinată. Tot bujori? Zacuc. A, Rosi dragă. Zacuscă de hribi. Deja mi-e foame. Zacuscă de fasole. V-am spus, eu intrăm în postul Sfintei Mării, dragii mei. Asta o ador. Dulceață de nuci verzi. Sunt acură de slăbire. Sirop concentrat muguri de brad. Și am ajuns, cred că, la miracolul pe care l-a făcut anul trecut Veronica. Anul trecut când ne-am întâlnit, cred că muguri de brad mi-ai dat. Nu mai știu. Da. Am primit o sticluță. Extract de muguri de brad. Dragii mei, m-am întâlnit cu un virus inutil anul trecut după târgul de la Castel, care a reușit să mă pună la pat pentru o scurtă perioadă de timp, că nu prea se luptă virusul cu mine, că n-are șanse, dar mi-am adus aminte că am primit de la Veronica o sticluță și mi-a spus ea mie atunci, când răcești sau ai probleme, ia asta. Vreau să vă spun că în două zile, după toate medicamentele pe care le-am luat și care n-au avut niciun efect în lupta cu virusul inutil, sticluța de la Veronica m-a pus pe picioare și ne-am întâlnit la Țebea. A fost ceva, tot am zis, trebuie să îi spun Veronica, eu probați și dumneavoastră, la fel ca și medicamentele, uneori face, alteori nu face, sirop concentrat de trandafir, nu pot să cred, nu mai vreau că vreau să slăbesc ce mă fac, sirop concentrat de pin și acolo mă ajuți, Veronica, cu ce ai acolo? Miraculoasa cătină și miere, dragii mei, cu toții știm că proprietățile acestor fructe sunt de-a dreptul divine, dar are Veronica ceva și pentru mine, sirop concentrat de afine fără zahăr. Deci dacă și pentru diabetici, dacă o căutăm pe Veronica, cu siguranță nu facem foamea, nici care vrem să slăbim, nici care vrem să... Dacă suntem bolnavi de diabet, cu siguranță putem. Sunt atât de groase, mă iubita. Așa trebuie să fie. Explică-mi. De aia sunt concentrate și naturale, pentru că eu respect rețetele. Am rețetele de mele și rețetele? Le respect. De unde ai cules profesia rețetele? Mea este de bucătar. Eu 20 de ani am lucrat bucătar șef într-un lanț hotelier, da, de la Mediterană. Așa. După care mi-am deschis eu restaurantul pe care l-am și gestionat 7 ani de zile, până la momentul în care a rămas însărcinată. În prisma meseriei mele mai sunt și o persoană
care adoră și place să știe cât mai multe, în primul rând pentru binele familiei mele, pentru sănătatea familiei mele și a copiilor mei. Și atunci împărtășesc, citesc foarte mult, cumpăr cărți specializate, mă documentez, mă informez și așa vin rețetele cu anumite plusuri, pentru că fiecare bucătar, cum spune spaniolul, are tochele lui, adică amprenta lui. Deci fiecare avem amprenta noastră. Nu o să găsească niciodată un client produsul pe care îl găsește la mine asemănător cu un alt produs. Nu o să-l poată asemăna. Deci gustul, savoarea rămâne acolo. Până când am hotărât care să fie rețeta stabilită 100% pentru un anume tip de produs, am făcut foarte multe încercări. Și când mi-a ieșit cea mai bună, aia am lansat-o. Ne spune Bălan Cătălin, instructorul de la ansamblu profesionist Drăgan Muntean, zice: bună dimineața, zi minunată, vă îmbrățișez Ioana și Veronica. Și noi te îmbrățișăm, Cătă. Uite că suntem o mână de oameni care vrem cu tot din adinsul să păstrăm ce am primit de la străbunii noștri. Cât mai avem din emisie, Rosici? Mai avem 5 minute. Care e rețeta ta preferată? Ca să știm să ne spui măcar pe... Care este foarte greu să vă spun ceva preferat, pentru că tot ceea ce fac este ceea ce consum. Deci eu nu fac nimic aparte pentru mine. Din ceea ce eu fac, de acolo consumă și familia mea. Deci fac numai ceea ce îmi place. Sunt anumite rețete despre care m-au întrebat clienții: dar nu faceți aia, nu faceți aia, aș vrea aia. Dirijați-vă în locațiile unde ați mai luat produsele respective. Eu fac doar ceea ce îmi place. E... Bun, deci nu are o rețetă. Cu siguranță are, dar nu vrea să facă, pentru că știți, mama aceea care își iubește toți copiii, așa se spune, că mama își iubește toți copiii la fel. Cam așa e și la mine. Cam tot așa este. Ce zic copiii tăi, Veronica? Vor să ducă mai departe ce tu ai început sau au alte drumuri în viață? Cumva mă bazez pe faptul că pe partea de comercializare mă bazez pe fiul meu. Deci ne-am gândit să mai creștem puțin, nu foarte mult, atât cât se poate, să facem un magazin online ca să nu mai fiu nevoită să plec atât de des. Deci este foarte obositor. Deja am ajuns la o vârstă la care obosești foarte mult să te plimbi în toată țara ca să-ți prezinți, să-ți promovezi produsele, să le prezinți, ca să îți adun clienți. Și atunci ne-am gândit să, anul acesta, dacă Dumnezeu ajută, să facem un magazin online, să ne focalizăm pe producție și să vindem online. Și aici s-ar ocupa fiul meu. Domnișoara este încă mică, abia intra la liceu, intră în clasa 9-a. Ea are alte, mă ajută cu ce poate, dar are alte... Va alege probabil altă cale. Altă cale, deci iubește foarte mult limbile străine, literatura, istoria, la filologia și data și intrat. Și atunci se gândește la o facultate de litere, la cu totul altceva. Mie mi s-ar părea normal să fiți ajutați, nu doar tu, în general producătorii hunedoreni, și să nu mai bateți țara asta în lung și în lat. Ar fi frumos să vină turiști din toată țara să în județul Hunedoara și să-și cumpără produsele de aici. Mi-aș dori, am eu așa o dorință la Dumnezeu, să nu vă mai văd plecați cu traista în spate pe la tot știți, felul de târguri în județele străine. Să vină ei aici la noi. Ce crezi tu că te-ar ajuta pe tine în viitor, să spunem în viitorul cât mai apropiat,
să putem să aducem turiștii aici acasă, în județul Hunedoara, în Ținutul Pădurenilor, Lunca Mureșului, că nu putem. Județul ăsta are, uite, mergem duminică la Mălăiești, la Silvașul de Sus. Sălașul de Sus. Am luat-o către Silvaș, către Hațeg. Uite, țara Hațegului, altă minune. Să vină lumea să ne vadă, să ne... E foarte, foarte, e foarte simplu, drumurile. Deci drumurile la noi, din fericire, la noi în județul Hunedoara, cu ajutorul Consiliului Județean, au început să se reabiliteze destule drumuri. Dar până la noi în județ, mai sunt multe județe de străbătut. Noi simțim, de exemplu, acum, pe noi ne lovește indirect cumva, dar ne lovește faptul că sunt în reparație atâtea drumuri, inclusiv Valea Oltului, inclusiv pe partea Timișoarei, nu ajunge turistul. Deci turistul nu mai pleacă. Deci pleacă cu avionul, eventual, nu pe rutier. Și trece peste țara, Ținutul Pădurenilor. Exact. În viitor și eu m-am gândit foarte mult la turism în Ținutul Pădurenilor și pentru asta casa care o am de la Mavuța, de la indirect cumva de la ea, pentru că i-a lăsat-o vărului meu din frați, el s-a îngrijit de ea și a mormântat-o și, mă rog, de toate cele trebuincioase ei, iar el rămas stabilit în Spania, mi-a donat-o mie. Deci cu titlul de donație și cu toate terenurile aferente. Și cumva l-am pistonat cumva pe vărul meu spunându-i că măi, să dărâmă casa copilăriei noastre, deci trebuie făcut ceva, deci doar să faci și fără să pui exact. Investiție nu se poate, dragii mei. Și m-am gândit de anul viitor, încă am demarat lucrările, păstrez totul pe tradițional, va fi, eu am o paradă enormă de costume populare și obiecte lucrate manual, deci cumva un fel de o cameră o să fie muzeu și o să deschid acolo sus un punct gastronomic local, ăsta este visul meu, cu mâncăruri tradiționale din Ținutul Pădurenilor, deci acolo și numai locale, la Boia Bârzii. Boia Bârzii, frate, o să întrebe asta 10 emisiuni. O să vă invit cu drag ca să vedeți, dacă vreți să vă întoarceți undeva 300 de ani în urmă, veniți în cătunul Boia Bârzii. Deci acolo e raiul. Vara, iarna e raiul. Acolo e raiul. Dacă căutați undeva raiul, acolo îl găsiți și la Poiana Răchițălii. Și o să mă adresez, cum oricum am fabricuța, tuturor persoanelor, doar în weekenduri. Și atunci o să ne cunoască mai bine, pentru că ca să ajungă până la noi, va trebui să străbată alte sate de pădureni. Și au turiștii de acolo ce să-și ie. Poate să-și ie de la carne, ouă, lapte, brânză, avem de toate acolo, ciobani, avem și oieri, și văcari, și căprari, și de toate avem. No, dragii mei, n-am ajuns la Boia Bârzii, nici n-am știut că există. Vorba lui Rossi zice că atunci când te trimite, du-te la Boia Bârzii, adică trebuie să fie undeva foarte sus și foarte departe de civilizația pe care noi o cunoaștem, pentru că până la urmă nu cred că poate fi foarte greu de mers, dar o să încerc să ajung și să rog pe Rossi să aducem imagini de acolo, de la Boia Bârzii. O să fie mai ușor de ajuns ca și la Poiana Răchițălii, pentru că după Muncelul Mic, în dreapta este indicator Boia Bârzii, 5 km, 5 km drum de țară, e drept, îți trebuie mașină de teren, că drumul e praf, sperăm că o să fie ok în viitor, ni s-a promis, deșteptul promite, prostul speră, noi sperăm. Doamne ajută! Vedem, dragii mei, s-a terminat emisiunea, o mai rugăm pe Veronica să mai vină la noi și dacă nu ajunge la noi la Dale Dimineții, cu siguranță să ne întâlnim cu ea la târgurile pe unde noi mergem și în weekend, da, eu și Rossi o luăm cu ruptul pe evenimente, pe festivaluri. Felicitări, draga mea. Mulțumesc. Mă bucur că ai reușit să-ți păstrezi
tonusul ăla cu care te-am cunoscut 2017-2018, atunci cred că am cunoscut-o pe Veronica și te felicit că ai reușit și ai și evoluat, pentru că atunci aveai doar câteva produse. Astăzi deja ați văzut ce tarabă bogată pune Veronica la bătaie. În piața agroalimentară, o să mai revenim cu detalii de-a lungul emisiunilor, în piața agroalimentară din Deva o găsiți pe Veronica, dacă nu e ea în persoană, cu siguranță cineva e acolo de unde puteți achiziționa aceste bunătățuri. Nu știu dacă mai e, îmi zice Rosi, la Bunătăți din Hunedoara și la Bunătăți din Hunedoara, în standul Bunătăți din Hunedoara, mai e produse? Nu mai ai. Are propriul ei stand în piața agroalimentară. Nu era cazul, deoarece suntem în aceeași locație și atunci nu aveam pentru ce să o încarc familia Țurcanu cu produsele mele când eu sunt acolo. Îi salutăm și ei sunt parte din acel frumos proiect și probabil mai sunt și alții pe care o să-i găsim. Să vedem ce s-a întâmplat, dacă a evoluat, dacă nu, caz că s-a oprit și dacă s-a oprit, de ce s-a oprit. Felicitări, Veronica! Mulțumesc! Mulțumesc din suflet! Dragii mei, aici ne luăm la revedere. Eu îmi iau la revedere de la un borcan, mă duc jos, s-a dus cura de slăbire, vă garantez că astăzi o să scap în zacuscă, că n-ai cum altfel, știu, i-am gustat produsele nouă odată de mai multe ori. Până mâine dimineață când ne întâlnim cu fotografia, nu dau mai multe detalii. Tanti, cum o cheamă? Rosi pe... Tanti... Nu, despre cine e expoziția. Dacă nu știm nici noi, rămâneți pe recepție până mâine dimineață, că va fi despre fotografie, va fi o expoziție. Era clar că Rosi are... Vorbim despre o expoziție de fotografie, Karin Grün și Andrei Rossetti. Mâine dimineață, ei doi vor veni alături de noi aici la Dale Dimineții să ne spună cine e doamna din poză și de ce au făcut o expoziție la Timișoara despre această femeie minunată. Până mâine dimineață, eu vă spun cu tot sufletul simplu, vă iubesc, nu uitați, fiți buni. Dăruiți din iubirea voastră și celor de lângă voi, pentru că într-o bună zi, așa cum descoperim în fiecare zi prin invitații noștri, Dumnezeu ne dăruiește de 10 ori mai mult ceea ce dăruim. Iubire, fiți buni, fiți darnici, iubiți, eu vă iubesc.